Temperaturile scăzute din ultimele zile sunt tot mai greu de suportat de cei care nu au un acoperiș deasupra capului. Șapte persoane au fost duse de ambulanțe la unitatea primirii urgențe pentru a primi îngrijiri medicale. Una dintre ele a rămas internată. Ceilalți șase au fost lăsați de medicii de pe ambulanță în unitatea de primiri urgențe, iar reprezentanții spitalului spun că pacienții au plecat înainte ca medicii să-i consulte. Pe holurile urgenței a rămas un singur bărbat de 63 de ani care a fost internat cu pneumonie și hepatită cronică etanolică și gheața din ultimele zile a făcut victime printre sibieni 45 de persoane cu vârsta cuprinsă între 21 și 71 de ani, au avut nevoie de îngrijirile medicilor. Cinci dintre aceștia au fost internați, iar o femeie a ajuns la spital cu dăgerături ușoare la mâini.